Pro-România susține oamenii integri, profesioniști, implicați și capabili în administrația publică, deciși să își pună profesionalismul în slujba comunității. Prioritatea întregii echipe Pro-Buzău este cetățeanul. Împreună putem schimba în bine viața comunității în care trăim. Împreună vom avea motive în plus să spunem suntem mândri că trăim în Buzău. Pe 27 septembrie alege corect. Fii pro-Buzău. Fii pro-România. Bună seara, dragi telespectatori. Vă mulțumim că ne urmăriți și că sunteți alături de noi. În această seară, pe această emisiune, vom dezbate multe probleme care sunt în comunitățile noastre, în comunitățile în care locuim. Eu sunt Carmen Ichim, fost prefect al județului Buzău în perioada aprilie 2017-decembrie 2019 și sunt membru Pro-România din luna februarie a acestui an. Sunt candidat la Consiliul Județean Buzău, alături de mai mulți colegi din Partidul Pro-România. După cum știți, Partidul Pro-România, la nivelul județului Buzău, cât și la nivelul municipiului Râmnicu Sărat, a făcut o alianță electorală pentru susținerea la nivelul județului Buzău a unui candidat unic la președinția Consiliului Județean Buzău, în persoana domnului Petre Manuel Neagu, și să avem și listă comună atât membrii Pro-România cu membrii Partidului Social Democrat. Iar la nivelul alianța se numește alianța PSD Pro-Buzău, iar la nivelul municipiului Râmnicu Sărat avem o alianță, tot o alianță electorală, pentru susținerea candidatului Sorin Cârjan pentru funcția de primar al municipiului Râmnicu Sărat și la fel susținerea unei liste comune pentru Consiliul Municipal, atât membrii Partidului Pro-România, cât și membrii ai Partidului PSD. Ce vreau să vă spun este următorul fapt. Cu toate că aici avem două alianțe electorale, nu alianțe politice, să facem distinție între cele două alianțe, asta înseamnă că fiecare partid vine cu ideologia lui, cu proiectele lui, dar multe proiecte sunt proiecte comune și din această cauză ne-am gândit să facem alianțe electorale și să susținem doi membri ai Partidului Social Democrat. În celelalte unități administrativ-teritoriale, asta înseamnă că în celelalte comune, orașe sau municipii, avem candidat unici și noi Partidul Pro-România, cât și Partidul Social Democrat. În ultima perioadă, în ultimele două luni, în luna de precampanie, cât și în luna de campanie, am mers foarte mult și am vizitat localitățile județului Buzău pentru a vedea problemele oamenilor. Am stat mult de vorbă cu oamenii, am văzut care sunt problemele, ce îi nemulțumește și, într-adevăr, problemele nu sunt așa de ușoare, așa cum le știam atunci când eram în fruntea instituției prefectului și conduceam județul Buzău alături de președintele Consiliului Județean. Astfel, în perioada aceasta am mers și în comuna Ziguri, acolo unde am crezut că găsim o comună dezvoltată sau foarte dezvoltată și cu toate acestea nu este deloc așa. Am găsit nemulțumirea oamenilor, am găsit nemulțumirea legată de infrastructură, pentru că chiar dacă discutăm de o asfaltare recentă unde ar fi trebuit să aibă o anumită distanță și o anumită lățime drumul asfaltat, vedem că, de fapt, sunt câteva aleuțe sau alei, mai bine zise, sau poteci, pentru că nu se respectă deloc proiectele așa cum sunt ele date. Sunt probleme grave luate și în privința utilităților. Aici vorbim de alimentare cu apă, vorbim de sistemul de canalizare, vorbim și nu numai de ce înseamnă încălzire a locuințelor, vorbim de sănătate și vorbim de educație, așa cum suntem noi obișnuiți în anii 2020, să fie ceva mult mai evoluat față de ce situații găsim concrete în teren. Să știți că ceea ce se raportează cu ceea ce găsim în teren nu sunt deloc la fel. Situațiile diferă total. De aceea, pentru că noi, Partidul Pro-România, suntem un partid tânăr, este condus la nivel central de către domnul Victor Ponta, care chiar dacă a făcut politică și a fost înscris în Partidul Social Democrat, chiar dacă a fost prim-ministru, are o profesie, știți foarte bine, este mare lucru să ai o profesie și nu doar o funcție,
este cel care s-a opus unui regim dictatorial, și aici vorbesc de regimul Dragnea, a avut curajul să spună lucrurilor pe nume și fapt pentru care a fost, s-a gândit la un moment dat că trebuie să fie, să-și facă un nou partid. Un partid care l-a creat din oameni de administrație, oameni care au lucrat în domeniul privat, oameni de bun simț, oameni care vrem să construim o România modernă. De aceea partidul se numește Pro-România. La nivelul județului Buzău, partidul este condus de Felix Rache, un om deosebit, un om onest, un om care nu știe să croșeteze pe la spate, așa cum, și un om plin de caracter, așa cum fac alții. Eu sper că noi, fiind oameni de administrație, încercăm să facem o politică, să dezvoltăm, mai bine zis, o politică bazată pe soluții concrete, reale și pertinente, soluții care se pot efectua în timp real. De aceea, lângă mine este domnul Buzea Viorel, candidatul Pro-România la funcția de primar al primăriei Ziduri, și pentru a vă lăsa pe dumneavoastră, o să vă las pe dumneavoastră să spuneți ce soluții concrete, unde ați lucrat și să vă prezentați puțin. Mulțumesc! Bună seara! Mă numesc Buzea Viorel, am 50 de ani, căsătorit, 2 copii, lucrez de 25 de ani în cadrul primăriei Ziduri. Marea majoritate a cetățenilor comunei mă cunosc și am luat această hotărâre de a candida la funcția de primar a comunei Ziduri datorită vechimii pe care o am în cadrul primăriei. Cunosc foarte bine problemele și nevoile cetățenilor și a fiecărui sat în parte. Ca și obiective pe care mi le-am propus pentru această funcție, ar fi continuarea și realizarea unei infrastructuri mult mai bune în ceea ce privește asfaltarea, realizarea unei rețele de canalizare, cât și a unei rețele de alimentare cu apă în satele Lanuri, Ziduri și Helia de Rădulescu, precum și extinderea rețelei de apă în satele Costieni, Zoița și Cuculeasa, deoarece aici există un proiect, dar acest proiect deservește doar undeva 60-70% din nevoile celor trei sate. Și tocmai de aceea ar fi păcat ca o parte din cetățeni să nu beneficieze la momentul punerii în aplicare, să nu beneficieze și dânsii de apă. Ar mai fi nevoie, desigur, de reabilitare sau de construirea unui dispensar la nivelul comunei, întrucât clădirea unde desfășoară activitatea medicul de familie este una foarte veche. Da, și pe plan sportiv, să zic așa, ar fi nevoie de înființarea cel puțin a două terenuri de fotbal sintetic, întrucât foarte mulți tineri din comuna noastră se deplasează la rândul cu sărat și ar fi păcat să nu avem și la nivelul comunei noastre asemenea terenuri de fotbal. Ce aș putea să mai spun? Înființarea unui serviciu de salubrizare la nivelul comunei, întrucât întâmpinăm mari probleme cu platformele de gunoi și cu colectarea gunoiului menajer. Da. Desigur, mi-aș dori foarte mult reabilitarea parcului din satul Cuculeasa, întrucât a fost lăsat în paragină. O investiție, într-adevăr, foarte mare, care a ajuns într-un stadiu de degradare foarte, foarte mare. Amenajarea unor spații de joacă în acest parc. Așa cum v-am mai spus, de utilități, nu toată comuna Ziduri beneficiază de rețea de apă. O rețea care este foarte, foarte importantă în ceea ce privește și seceta care a fost în acest an. Multe din fântânile clasice rămânând fără apă. Oamenii având foarte multă nevoie de apă. Și putem să le spunem oamenilor, în ce localități nu avem rețea de alimentare cu apă.
localități care să fac parte componente din Comuna Ziduri, unde nu avem alimentare cu apă. Păi alimentare cu apă e începută doar în Costin, Zuița și Culesa, dar nu e dat într-o Costință. Și oamenii nu au la această oră alimentare cu apă, nu? Și nici fântânile selecționate care sunt la marginea drumului, așa cum a spus și dumneavoastră, datorită secetei, asta înseamnă că ele sunt secate și nu au mai putut fi clorinate și folosite de către oameni pentru consumul propriu. Bun, și oamenii acum de unde se alimentează cu apă? Tot așa au foraje? Folosesc foraje proprii, fântânile de care am făcut, la care am făcut referire, mai sunt câteva foraje pe izlazele comunale. E unul foarte bun la Cuculeasa, singurul care a ieșit în urma analizelor efectuate, având apa potabilă. Din păcate, celelalte, niciunul dintre aceste foraje, nu, apa nu este potabilă, nu poate fi consumată. Iar de canalizare ce puteți să ne spuneți? Care sate sunt, au canalizare și care nu din au păcate, canalizare? Pentru că noi trebuie să ne prezentăm proiect. Din păcate, în ceea ce privește canalizarea, nu s-a luat nicio măsură până la acest moment. Nu avem niciun proiect depus. În nicio localitate a comunei? În nicio localitate a comunei. Și oamenii unde își evacuează apele fecale menajere? Apele menajere, marea majoritate care și-au dorit să-și facă o baie, o bucătărie, să aibă condiții normale de trai, folosesc fose septice, din păcate... Le vitanjează. Le vitanjează, da, și din păcate această vitanjare presupune un cost destul de mare. Și ținând cont că marea majoritate a locuitorilor sunt pensionari, e foarte, foarte greu, da. Deci, mergând prin comună, am văzut și foarte multe case frumoase, chiar foarte frumoase, bine, și altele case, și alte case lăsate uitate de timp, ca prin anii 1900. Într-adevăr, dar cred că cele care sunt frumoase, cred că sigur au o mașină de spălat rufe, sigur au o baie bucătărie, sigur folosesc foarte multă apă, dar, din păcate, la nivelul acesta, nu avem apă centralizată, așa cum spuneți dumneavoastră. Da, și, din păcate, nici nu este demarat vreun proiect pentru realizarea și canalizării și alimentării cu apă. Nici alimentării cu apă. Alimentării cu apă este un proiect început, după cum v-am mai spus, la satele Costieni, Zoița și Cuculeasa, dar, din păcate, un proiect care nu ajută toată populația acestor sate. Sunt anumite străzi care nu sunt prevăzute cu această coloană de apă. Așadar, în momentul în care va fi pus în funcțiune, nu toți cetățenii vor beneficia de această rețea de apă. De aia, din acest motiv, ar trebui făcut un plan de extindere, un proiect de extindere a rețelei de apă, astfel încât să beneficieze toată populația. În ceea ce privește satele Ziduri, Lanurile și Heliade, acolo nu avem deloc. Rețea de alimentare cu apă rețea și proiecte, pentru că lucrați în primărie și pentru că sunteți om de administrație, de aia și e bine să spunem tuturor care sunt problemele și nu cele doar desemnate. Da. Ce ar mai fi necesar la nivelul comunei Ziduri? Înființarea unei rețele Wi-Fi pentru a putea beneficia toți cetățenii și în special copiii, ținând cont de situația actuală în școli. În ceea ce privește pandemia, va trebui toate școlile utilate cu tablete și în acest sens ar fi necesară această rețea de internet ca să poată să-și desfășoare activitatea în condiții normale. Așa este, ținând cont că este pandemie, ținând cont că vedeți ce reguli stricte s-au pus în această perioadă, ținând cont că a început anul școlar și a început așa, cam puse curea deasupra capului,
Într-adevăr, primăriile trebuie să aibă asigurat sau să asigure tuturor unităților de învățământ care își desfășoară activitatea asta educațională pe raza comunei, trebuie să asigure materialele și în special acele tablete ca să poată să-și desfășoare actul educațional în condiții cât de cât de siguranță și pentru ca să putem să învățăm pe copii. Ce vreau să spunem telespectatorilor? Cam ce populație are comuna și ziduri și cât la sută reprezintă copiii? Pentru că din ce am văzut sunt în ziduri destul de mulți copii. Nu știu datele astea și bine ar fi să mi le spuneți. Da, ca și populație, comuna ziduri are undeva în jur de 4500 de locuitori. Iar în ceea ce privește copiii la școală, elevi și cei care sunt la grădiniță, undeva tot așa la 430-450, asta ar însemna undeva un 10% din populația comunei ar reprezenta copiii. Tineretul. Și asta înseamnă că e un lucru bun, că începem practic și la sat, în zona, în mediul rural, să avem copii și să le arătăm cam pe unde este locul. Dacă să-i ținem la sat, trebuie să dezvoltăm tot ce înseamnă utilitate. Utilitate, da. Ce ar mai fi important de realizat la nivelul comunei ziduri? Un mijloc de transport local, deoarece satele componente ale comunei sunt răsfirate și dispensarul, medicul de familie, se află la satul de reședință, comuna Ziduri. Cunosc situația foarte bine, fiind din satul Cuculeasa, oamenii întâmpină foarte multe probleme, mai ales că vine și sezonul rece, întâmpină probleme în a ajunge la medicul de familie, pentru un control, pentru o rețetă. De aceea zic eu că ar fi foarte, foarte important crearea acestui serviciu, acest mijloc de transport, pentru ca cetățenii să poată beneficia de el. Sigur, asta înseamnă că acest transport ar trebui să fie foarte bine stabilit, astfel încât orele de plecare către serviciu, dacă merg în Râmnicu Săreasa, în altă localitate, da, și orele de întoarcere, să fie adaptat programul orar al mijlocului de transport, astfel încât să fie în folosul oamenilor și nu oarecum să-l bifăm că există un serviciu din acesta de transport de persoane. Da. Am discutat mai devreme de colectarea selectivă a gunoaielor. Ar fi foarte important de realizat acest serviciu, întrucât, așa cum am mai spus, în toate cele 6 sate ale comunei întâmpinăm probleme foarte, foarte mari cu platformele de gunoi. De aceea, cetățenii ar trebui cumva responsabilizați, dar cum ziceți dumneavoastră. Bineînțeles, în același timp ar fi foarte important de să le asigurăm acele tomberoane sau saci prin care dânșii ar putea să-și depoziteze selectiv gunoaiele, astfel încât aceste gunoaie să nu mai ajungă la platforme, fostele platforme. Da. Aici pot să spun eu mai multe, pentru că toate platformele acestea din mediul rural au fost închise în anul 2009. Prin aderarea la Uniunea Europeană, noi am avut niște condiții prin tratatul de aderare. Condiții pe care România trebuia să le respecte, inclusiv în România face parte și județul Buzău. Astfel, toate platformele au fost închise și avem termene certe, concrete și reale, care trebuiau respectate. Nu mai avem voie să ducem noi, dacă până în 89, știți că toți oamenii strângeau în curte deșeurile și le duceau gunoiul, cum spunea menajer, și le duceau pe un curs de apă, pentru că așa era obișnuit, că nu venea nimeni, sau aveam un loc centralizat unde mai venea din când în când și le ridica. Era un serviciu pe care nu știu sigur cum se numea, dar mai mult oamenii duceau la poduri, podeți, așa cum au fost obișnuite, și pe cursurile de apă, pentru că venea apa și le lua. Vorbesc înainte de 89. După 89 și mai nou după 2009, Uniunea Europeană ne-a impus niște reguli stricte și clare. Desființarea acestor platforme din mediul rural, lucru care s-a și făcut, și mai mult, crearea de aceste servicii de salubritate,
care să funcționeze fie la nivelul fiecărei primării, fie să fie concesionat acestor servici, acest serviciu unei alte societăți care este autorizat să facă, să desfășoare această activitate. Asta înseamnă că fiecare locuință ar fi trebuit dotată din partea primăriei cu aceste containere sau tomberoane, cum ne spuneți dumneavoastră, da? Dar zicem noi containere, cubele mai bine spus, la locul, la fiecare locuință. Mai mult decât atât, legislația de mediu modificându-se, este obligatoriu ca toți cetățenii să poată colecta selectiv. Adică sacul acela galben de care vorbeam, ca să se preia aceste deșeuri reciclabile, pentru că ce înseamnă deșeuri reciclabile? Să știi că dacă te duci la o societate autorizată, ți-l preia și plătește, și îți plătește bani pentru deșeuri menajer, pentru gunoi menajer, cum îi spunem în mediul rural, tu trebuie să plătești că ți-l duce la eliminare într-un depozit care este la gălbinaș, care este autorizat și nu ai voie să-l arunci peste tot pe câmp. Din cauza fie a prețului ridicat, fie că noi generăm oamenii mai mult deșeu decât plătim, atunci apar aceste depozite pe aici, pe acolo, adică oamenii sunt nevoiți, ca să nu se sufoce cu acest deșeu în curte, să-l arunce, fie dacă există vreun serviciu sau altceva, pentru că iar nu au fonduri suficiente, îl aruncă pe câmp. Aici trebuie să lucrăm foarte mult și nu numai dumneavoastră, ci la nivelul județului Buzău, pentru că nu era acest master plan. Și se va crea acest master plan, ce înseamnă mod de gestionare a deșeurilor la nivelul județului Buzău. Atunci vor fi și depozitul final realizat, și de depozitarea deșeurilor menajere, și stații de transfer care să fie funcționale, și atunci putem vorbi de o civilizație. Până atunci, din păcate, ne luptăm cu acest sistem în care nimeni nu a vrut să investească. Da, aș vrea să mai aduc în discuție proiectele privind fondurile europene. De asemenea, la nivelul Comunei Ziduri s-a realizat foarte, foarte puțin în ceea ce privește aceste proiecte de fonduri europene. Ar fi foarte important să le realizăm și să atragem cât mai mulți bani pentru a putea prospera. Căci ceea ce s-a realizat până acum la nivelul Comunei Ziduri, în ceea ce privește infrastructura, s-a asfaltat doar din fonduri proprii. Și aici aș ține să le mulțumesc, în primul rând, cetățenilor, pentru că și-au achitat impozitele datorită lor, aducând bani la bugetul local, s-a putut realiza aceste asfaltări. Aș dori, de asemenea, în atragerea de fonduri europene, realizarea unor asfaltări mult mai bune. De asemenea, decolmatarea șanturilor. Marea majoritate a străzilor nu mai sunt prevăzute cu șanturi de colectare a apelor pluviale. Și, așa cum am văzut și în alte comune, mi-aș dori, de asemenea, și eu foarte mult, acele șanturi betonate, dalate, cum le mai spune, cu podețe unice, aceste lucrări dând un aspect foarte frumos localității respective. Și fiind totodată și foarte utile, pentru foarte că, da, în cazul de precipitații mari, ajungem să nu se mai inunde locuințele. Locuințele, da. Da? Și ele sunt dirijate către pășune. Către pășune, sigur că da. Eu vreau să mulțumesc tuturor, în special candidaților Pro-România, pentru că Și-au făcut programe, proiecte electorale chiar pe nevoile oamenilor, pe problemele lor, proiecte care pot fi realizabile. Și vreau să-i mulțumesc și domnului Viorel Buzea pentru că a acceptat să mergem, să prezentăm proiectul nostru, pentru că v-am spus încă o dată, nefiind persoană politică, este prima dată când face politică, nu este așa de ușor să vii, e mai mult ușor să vorbești cu oamenii decât să vii să vorbești din fața telespectatorilor. Și eu vă mulțumesc, doamna Carmen Ichim. Vă mai așteptăm alături de noi în săptămâna ce urmează pentru a ne încheia campania electorală. Mulțumesc cetățenilor Comunei Ziduri care m-au susținut până acum și mă vor susține în continuare. Iar pe data de 27 septembrie îi așteptăm un număr cât mai mare la vot să ne susțină, astfel încât pe data de 28 să ne bucurăm de reușita noastră.
Și vreau să vă mai spun asta. Credeți în Pro-România, ieșiți pe 27 la vot, ieșiți așa, să respectăm normele igienico-sanitare, trebuie să avem măști, trebuie să avem mănuși, dar ieșiți la vot. Votul dumneavoastră contează. Credeți în noi, în Pro-România, că suntem un partid de oameni tineri, un partid de oameni de administrație, vrem să facem o politică a administrației. Pro-România susține oamenii integri, profesioniști, implicați și capabili în administrația publică, deciși să își pună profesionalismul în slujba comunității. Prioritatea întregii echipe Pro-Buzău este cetățeanul. Împreună putem schimba în bine viața comunității în care trăim. Împreună vom avea motive în plus să spunem suntem mândri că trăim în Buzău. Pe 27 septembrie alege corect. Fii Pro-Buzău! Fii Pro-România!